Bună tuturor, astăzi vin cu un alt sfat pentru băieți. În momentul în care vorbiți cu o fată, nu spuneți niciodată, nu pot, nu știu. Dacă vorbiți cu o fată și decideți să vă dați o întâlnire și nu ați fost niciodată în orașul ei și conduceți, aveți mașină, nu spuneți, nu știu, nu am fost niciodată în acel oraș, vină tu la mine, poate tu cunoști. În momentul în care o fată, o femeie, aude aceste cuvinte, deja își face o idee corectă că acel băiat este un bărbat pe care se poate baza. Un bărbat nu va spune niciodată, nu pot, nu știu. Nimeni nu se naște învățat și nimeni nu poate cunoaște toate orașele, toate drumurile. Însă un bărbat care conduce întotdeauna va găsi o cale să ajungă la acea fată, desigur, dacă își dorește. Niciodată nu o va pune pe ea pe drumuri ca să ajungă la el. Acel băiat este un băiețel, un copilaș, care nu-și dă seama care este rolul lui în relația cu acea fată. Un bărbat adevărat întotdeauna va găsi o modalitate. Da, nu spun, avem cu toții slăbiciunile noastre, dar nu le va arăta în fața fetei, pentru că va avea mândria lui de bărbat. Nu va aștepta, desigur, cu mâinile în buzunar, să vină să-i bată la ușă. Poate să-i aducă și un buchet de flori. Vă spun sincer că atunci când aud astfel de băieți, astfel de bărbați, care spun, nu știu, nu am fost niciodată, vină tu la mine. Mă întreb, oare pe ce lume trăiești? Oare nu-ți dai seama cum fata te privește? Dacă el va spune așa ceva acum, când sunteți în poziția de a vă cunoaște, ce se va întâmpla după când veți fi într-o relație? Nu credeți că la fel va face? Că mereu se va aștepta ca voi să faceți totul? Voi să faceți întotdeauna primul pas. Aveți mare atenție, băieților, pentru că o fată va avea mereu așteptările normale care o fată le are. Întotdeauna o fată va privi la un băiat ca un stâlp de apărare, ca un stâlp de nădejde. Dacă voi vă așteptați ca acea fată să facă primii pași spre voi, ca ea să vină la voi, ca ea să spună primul cuvânt sau poate ca ea să facă tot drumul, atunci cred că nu ați înțeles deloc care este rolul vostru în relația cu acea femeie. De aceea vă spun aceste cuvinte și sper să fie de folos băieților sau bărbaților, pentru că, da, știu, suntem în 2023, însă femeile vor avea întotdeauna aceleași așteptări față de băieți. Da, poate să fie o fată, o femeie care să conducă, dar întotdeauna îi va plăcea un bărbat intraprendent care va spune, da, știu, da, pot, sau da, voi încerca, voi reuși într-un mod sau altul. De aceea, fiți atenți cum vorbiți cu o fată, încercați, faceți tot ce vă stă în puteri. Sper să fie de ajutor cuiva acest sfat. La revedere!